Nu schimbați calul când vă aflați în mijlocul râului. Un buletin de vot este mai puternic decât un glonț. Nu contează ce meserie ai, contează să fii cel mai bun. Nu-i critica pe alții. Ei sunt doar ce ai fi putut fi tu în circumstanțele asemănătoare cu ale lor. Nu mă interesează dacă Dumnezeu este de partea noastră. Principala mea grijă este ca noi să fim de partea Lui. Cunoașterea este cea mai bună investiție pe care o puteți face. Nu faceți nimic pentru nimeni dacă o poate face El însuși. Lucrurile pot veni la cei care așteaptă, dar numai lucrurile lăsate de cei care se grăbesc. Aș prefera să fiu un nimeni decât să fiu cineva rău. Nu vă fie frică de eșec, nu vă va face mai slabi, ci mai puternici. Cel mai bun mod de a-ți prezice viitorul este să-l creezi. Poți să te plângi că tufele cu trandafiri au spini sau poți să te bucuri că tufele cu spini au trandafiri. Aproape toți oamenii rezistă nenorocirilor. Dacă vrei să testezi cu adevărat caracterul unui om, dă-i putere. Omul care vrea să se ridice nu are timp de pierdut în certuri. Faptul că unii oameni pot fi de succes e dovada clară pentru restul că oricine poate fi de succes. Poartă întotdeauna în minte că propria ta hotărâre de a avea succes este mai importantă decât orice alt lucru. Niciun bărbat nu are suficientă memorie pentru a putea deveni un mincinos de succes. În cele din urmă, nu contează câți ani ai adunat în viață, ci câtă viață ai acumulat în ani. Întotdeauna am rupt o buruiană și am plantat o floare acolo unde am crezut că poate să crească. Îngrijorarea mea nu este că ai putea eșua, ci că ai putea fi mulțumit cu eșecul tău. E dificil să faci un om să se simtă mizerabil, atâta timp cât el simte că are valoare și care susține asemănarea cu Dumnezeu. Eu merg încet, dar nu merg niciodată înapoi. Nu judeca pe altul, altfel vei fi judecat. Dacă taci atunci când ar trebui să vorbești, să știi că ești fricos. Înfrângerea nu ne face pe noi slabi, ne arată doar cât suntem de slabi. Oricine ai fi, fii bun.